Curtea de apel Iași a decis astăzi plasarea în arest la domiciliu a fostului lider a Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, acuzat de luare de mită. Din septembrie 2023, acesta se afla în arest la penitenciarul Vaslui. Buzatu a fost prins în flagrant de procurorii anticorupție Iași când primea 1,25 de milioane de lei drept mită pentru a favoriza o firmă să obțină un contract. Banii au fost găsiți de anchetatori în portbagajul mașinii acestuia după ce fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui i-ar fi primit într-un restaurant. În esență, astăzi domnul Buzatu va fi eliberat din penitenciarul Vaslui și are obligația să stea la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, de asemenea să nu ia legătura cu cei care au fost audiați în calitate de martori în procesul penal. Undeva, nu în momentul de față, dar undeva în viitor, probabil ne vom pune și problema de a fi plasat într-o măsură mai ușoară, eventual controlul judiciar.